dimineața. Hai că după noaptea trecută ai șters soarele. Pentru că aseară a fost o nebunie de furtună, a fost jale. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a venit așa dintr-o dată. Acum ne pregătim să mergem în Balcic, să vedem exact ce găsim pe acolo, cum o să fie. Avem aici una, Dudule, care se pregătește. Pentru că ieri am pățit-o cu GoPro, azi cred că mai mult ca sigur să filmez cu camera. Că n-aș vrea să se întâmple iar să dispară toate filmările. Și tocmai ce am parcat e parcarea asta de aici, de la plajă, beach parking. Îți dă o cartelă și plătești undeva la 3 leva pe oră. Noi am venit de dimineață pentru că am zis să nu prindem aglomerație în momentul în care ajungem pe aici, pentru că mai târziu ne vom întoarce la hotel, să mergem la piscină, să facem puțină sală, chestii din astea. Asta a fost din palat. Nu era un foarte mare, dar era destul de ok. Aici avea o baie, un dormitor, o sală de lectură, un birou, cam atâta. Am plătit pentru castel și grădina botanică 22 de leva de persoană. Din secolul 16? Parcă așa scria, nu mai știu exact. Interesant ce mod era pe atunci. Bling blinguri. Ok.
Asta colecția de vinuri vechi, cel mai vechi sticlă e asta din 1878. Asta e primul producția după independenția. Noi suntem local producător din aici și facem vinuri special pentru Crama. Nu puteți găsi pe piață sau la altă parte, doar aici. Via de viță noastră e la 4 km din castelul și dacă veniți înapoi pe drumul principal Balci cu capul Caliacra, se vede la stânga 27 de hectare strugului Pinot Noir și Shiraz și avem plantația de pepene galben și pepene roșu din care facem țuică. Noi suntem primul producător la țuică de pepene roșu aici la Bulgaria. Brand nostru e Queen's Winery House. Ce vin vă place mai mult? Sec, demisec, dulce? Dulce. Dulce, bine. Cel mai simbolic vin aici la Crama e asta, Regina. E făcut din Cabernet Sauvignon cu prune uscate și se servește foarte rece pentru ciocolată neagră sau brânză cu muceagai. Are și după gust de cireșe, amar și vanilie, se simte ușor. Știți? Nu zic că era ok, dar când stai să bei un pahar de vin și te pui frumoșelul aici, așa pe margine, să admiri marea, parcă e altfel decât să stai să bei într-o cramă. Cam asta a fost plimbarea în Balcic, în mare parte. Am avut parte și de o prezentare de vinuri. Este grădina botanică pe care o puteți vizita destul de multicel, să zic așa. Palatul este micuț, dar destul de interesant și el. Nu e foarte departe de România, Balcicul, deci dacă veniți pe la mare, cu siguranță puteți să dați o fugă până aici. Hai, nu uita să dai și tu acolo un subscribe, un like și ne vedem în următorul video. Pa!